Scandal monstru între liderii de sindicat din cadrul complexului energetic Oltenia. Nicu Bunoaică îl acuză pe Nelu Roșca de constrângerea angajaților complexului pentru a se înscrie în sindicatul său. Concret, Bunoaică spune că Roșca pune anumiți angajați să deterioreze bunurile companiei și ulterior să pară că îi salvează în fața șefilor. Totul cu scopul de a coopta mai mulți membri în sindicatul pe care îl conduce. În replică, Roșca spune că nu comentează asemenea aberații. Liderul sindicatului Liber Cariera Roșiuța, Nelu Roșca, în război cu Nicu Bunoaică, liderul sindicatului Solidaritatea 2013. Bunoaică îl acuză pe Roșca că le întinde diverse curse salariaților din CEO pentru a-și crea beneficii. Am pus pe unii de acuz niște ciocănele, se numesc, care se pun la șină, șina de cale ferată, care merge pe marginea benzii pentru ripare. Le-au scos de acolo și... Contactat telefonic, Nelu Roșca a spus că nu vrea să comenteze asemenea aberații. Nu răspund, ca să fie lucrurile clare. Întrebați-mă de societate, de oameni, de negocieri. Nu înțeleg, deci nu vreți să comentați nimic deci din ce a fost. Nu intru în joc, că vreți pe subiecte legate de societate, de activitate sindicală pe care eu o desfășor. Nu este prima dată când cei doi lideri de sindicat sunt în conflict și își aduc diverse jigniri și acuze.